Scumpe familii, Schmalberger și Hadean, este un moment frumos pentru voi. Nu este ceva inedit, familia Schmalberger deja are experiență cu noi și noi cu voi apreciem din toată inima aceste două familii, familii numeroase, familii dedicate Domnului, pentru că familia Hadean este la noi în biserică, vreau să spun că vă datorăm extrem de mult. Vă datorăm extrem de mult. La amândoi și familiei voastre. Pentru că fratele Timotei este dirijorul fanfarei de mulți ani, a pus mult efort, multă inimă, multă dedicare și, bineînțeles, că parte din copiii voștri de la vârsta cea mai fragedă s-au implicat în diferite slujbe aici în biserică. Nu întotdeauna ți-a fost ușor, sora Mariana, însă vă apreciem, vă iubim din toată inima și vă mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru biserică. De asemenea, Natalia a fost o fată foarte cuminte, foarte serioasă, foarte dedicată Domnului și bisericii și îți suntem foarte recunoscători pentru tot ce ai făcut pentru Domnul. În întâlnirile pe care le-am avut cu cei doi tineri, am realizat două lucruri, după care mă uit ori de câte ori stau de vorbă cu viitori miri, să îl iubească pe Domnul și să se iubească unul pe celălalt. Am constatat că amândouă sau la amândouă aceste semne de întrebare se răspunde cu da și pentru asta aveți toate șansele să întemeiați o familie binecuvântată. Aș vrea să rostesc foarte puține cuvinte. Mulțumim Domnului pentru ceea ce au rostit frații păstori în această dimineață, clarificând diferența dintre perspectiva umană a ceea ce înseamnă iubire și perspectiva divină, pentru că trebuie să recunoaștem că există o mare confuzie în lumea aceasta cu privire la dragoste. Biblia chiar vorbește despre dragostea firească sau iubirea firească, umană, naturală. Această iubire prinde în compasul ei relații romantice, prieteni, oameni în general. Există oameni iubitori, prietenoși. Când vorbim despre acest lucru, trebuie să acceptăm că dragostea firească în zilele noastre este extrem de supraestimată. În realitate, iubirea firească își are rolul ei, dar are un rol secundar în viața credincioșilor și absența iubirii de ordin divin în viața oamenilor din lume se traduce într-o pierdere a dragostei firești, așa cum menționa Apostolul Pavel scriindu-i lui Timotei. Dragostea firească este secundară pentru că deasupra ei este dragostea divină din și de Dumnezeu, care merge până la extrema de a iubi pe necunoscuți, pe antipatici, chiar pe dușmani. Dumnezeu este dragoste și dragostea sa este condiționată de ascultare. În textul din Efeseni 3 cu 14 până la 21, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre dragoste și despre familie. Când vorbim despre dragoste și despre familie, vorbim despre Dumnezeu și despre creația sa. Aș vrea să citesc din Efeseni, capitolul 3, de la versetul 14. Iată de ce zic, îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos,
din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam în vecii vecilor. Dragii mei, când vorbim despre dragostea divină, vorbim despre dimensiunile ei. Înălțime, lărgime, adâncime și lungime. Și textul de față ne vorbește despre înălțimea ei, pentru că dragostea divină este supranaturală, depășește capacitatea umană de a iubi. Lărgimea ei ne vorbește despre faptul că este universală, cuprinde toți oamenii în ea. Cuprinde pe semenii noștri, cuprinde pe dușmanii noștri, cu atât mai mult pe aproapele nostru, și cel mai mare aproape al nostru este soțul sau soția sau copiii. Vorbește despre adâncimea acestei iubiri, pentru că dragostea sa este inepuizabilă, scoți din fântâna acestei iubiri o viață întreagă și nu se epuizează. Și lungimea acestei iubiri, pentru că dragostea sa este accesibilă, oriunde ai fi, ajunge la tine. Oriunde ai fi, dragostea lui este posibilă pentru tine și în viața ta. Astea sunt dimensiunile iubirii divine. Când iubești cu această iubire, niciodată n-ai să poți să spui că e imposibil să-ți iubești soția sau imposibil să-ți iubești soțul. Știți că aveți multe calități frumoase, însă sunt 100% convins, David, că o să vină o zi în care nu știu de ce, probabil pentru că este om și pentru că suntem imperfecți, Natalia o să fie foarte imposibilă, cel puțin din punctul tău de vedere. Poate chiar antipatică. Nu o să facă ceva pe placul tău, nu o să facă ceva destul. Poate că o să-ți ceară ceva care nu-ți convine la momentul respectiv. Poate să aibă o pretenție pe care tu la momentul ăla nu o poți satisface, pentru că ai mintea în altă parte sau pentru că vrei să faci altceva. Ea vrea să meargă la parc, tu vrei să mergi la lac. Știu eu, se poate întâmpla. Și în ziua aia așa o să fie de categorică în pretențiile ei, încât o să te uiți și o să spui, mă deranjez, mă enervezi. Dragostea care vine din Dumnezeu o să anuleze toate simțămintele tale, toată frustrarea ta. Pentru că dragostea firească poate să se epuizeze, poate să se blocheze în fața unui asemenea moment. Tu ai să fii de mai multe ori antipatic decât o să fie Natalia, pentru că noi bărbații suntem puțin mai aerieni când este vorba să deranjăm soțiile noastre cu ceva. Nu că nu suntem considerați, nu că nu avem grijă, dar suntem puțin mai fără simț în anumite momente. Călcăm pe ce nu trebuie sau pe unde nu trebuie și deranjăm. Ascultă, Natalia, vei putea depăși aceste momente dacă ai dragostea lui Dumnezeu în tine. Dragostea firească nu va putea depăși întotdeauna aceste momente. Dragostea firească se va bloca, va găsi justificări să se răzbune. Dragostea care vine din Dumnezeu va iubi și va trece peste aceste obstacole. Pentru că e supranaturală, pentru că poate face ceea ce omul normal nu poate face. Poate depăși ceea ce omul normal nu poate depăși. Iată de ce vă recomand în viața de căsnicie de astăzi dragostea care vine din Dumnezeu, care este singura
care face posibilă relația voastră perfectă. Pentru că textul acesta nu ne vorbește doar despre dimensiunile iubirii divine, ci și despre desăvârșirea iubirii divine. Vă face perfect unul în ochii celuilalt. Dacă vă veți privi prin prisma iubirii firești, el nu o să fie mai bun după decât a fost înainte. Ea nu o să fie mai drăgăstoasă după decât a fost înainte. Pentru că intrați în normalul de care auzeam mai devreme și începeți să fiți puțin mai indiferenți și puțin mai voi înșivă, mai neatenți. Să știți un lucru, pe mine nu mă deranjează neatenția. Eu nu vreau să trăiesc în casă cu un robot perfect care a fost creat după chipul și asemănarea mea. Pe mine mă fascinează noul pe care îl descoper, chiar uneori și lucrurile care ar trebui să mă deranjeze, nu mă deranjează. Să știi, David, că uneori când o femeie devine supărată, știi că poate să fie enervantă și poate să fie cute. Când se supără, nu trebuie să te iei în serios să spui ce îmi face. Și trebuie să spui, she's kind of cute. Dragostea naturală nu o să reușească lucrul ăsta. Dragostea care vine din Dumnezeu o să poată face lucrul ăsta. Cineva mi-a spus odată, după mai mulți ani de căsătorie, când intra în casă de la serviciu, lucra greu. Îi adresa cuvinte jignitoare pentru că era plin de praf. Și nu îi permitea să se apropie, să-i spună nicio vorbă bună până nu se făcea scos din cutie. Poate că dragostea firească nu depășește așa ceva. Să știu un lucru, dragostea care vine din Dumnezeu îl face pe bărbatul ăla șefonat, mătotolit, obosit și plin de praf. Cel mai mare erou din viața ei. Pentru că dragostea care vine din Dumnezeu depășește toate aceste lucruri pe care dragostea firească vrea să le ridice la nivel de perfecțiune și ce ipocrizie. Pretindem perfecțiunea într-o lume imperfectă. Ei, perfecțiunea e posibilă în lumea dragostei lui Dumnezeu. Pentru că dragostea aceasta ne desăvârșește. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Efeseni 3,19, și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Nu numai recipienții perfecțiunii pe care o creează dragostea lui Dumnezeu în celălalt, ci voi înși vă plin de plinătatea lui Hristos să oferiți tot ceea ce este necesar pentru ca să aveți o relație perfectă. Cuvântul Domnului spune că dragostea este legătura desăvârșirii. Nu voi, ci dragostea care este între voi și care vă conectează, vă va face desăvârșiți și vă va face perfectă căsnicia. Și dragostea aceasta nu poate veni nici din sentimente, nici din consilieri umane, nu poate veni din nimic ce este pământesc, ci numai din ceea ce este dumnezeiesc. Dragostea divină are dimensiunile acestea pe care le experimentăm, are desăvârșirea sau aduce desăvârșire în viața noastră. Vă rog să observați și destinul iubirii divine. A Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam în vecii vecilor. Știți că în 1 Corinteni 13 spune că dragostea nu va pieri niciodată. Această dragoste firească se termină într-o zi. Resursele ei sunt limitate. Ele pot fi reactivate, putem să punem tot felul de cârje, de propte, putem să ne obligăm, să ne căznim, să muncim, să ne epuizăm încercând să aprindem din nou flacăra aceea. Ceea ce va menține flacăra nu numai nestinsă, ci aprinsă la maxima intensitate este dragostea care vine din Dumnezeu.
Nu aveți astăzi nevoie de binecuvântare sau prin binecuvântare de dragoste firească. Aveți berechet. Aveți destul. Nu aveți nevoie de emoții și sentimente în plus. Sunteți încărcați de ele. Nici măcar nu aveți nevoie de foarte multe sfaturi despre viața. Le-ați primit și le veți mai primi, că vreți, că nu vreți. Aveți nevoie de dragostea lui Dumnezeu, care vine cu împlinirea poruncilor sale și cu ascultare de cuvântul său. Dacă veți face lucrul ăsta, o veți avea turnată prin Duhul Sfânt, așa cum spune textul citit, și vă va desăvârși în relația voastră. Când cineva reclamă că nu mai simte, că nu mai are sentimente, că nu mai are resurse emoționale pentru soț sau soție, înseamnă că s-a epuizat dragostea firească. Prima relație care trebuie reevaluată și trebuie controlată, trebuie verificată, nu este cea cu partenerul, cu soțul sau soția, ci este relația cu Dumnezeu. Când între cei doi apar fisuri ireconciliabile, când nu se mai pot suporta unul pe celălalt, când nu se mai pot vedea unul pe celălalt, când se vorbesc numai de rău, când se critică, când se bârfesc, când se plâng unul de altul, când nu mai văd ceva bun unul în celălalt și ajung să pronunțe cuvinte detestabile și imposibile în viața de credință și într-o familie creștină, nu dragostea firească este de vină. Ea este atâta cât este. Ea ne duce de aici până aici. Undeva s-a fițurat cel puțin relația unuia dintre cei doi cu Dumnezeu. Pentru că nu poți nesocoti, renunța, diminua din iubirea naturală pe care trebuie să o simți față de soțul sau soția ta, până întâi nu ai compromis undeva și întrucâtva relația cu Dumnezeu. Ele sunt interdependente. Din relația cu Dumnezeu, din dragostea lui Dumnezeu, izvorăște un râu chiar al iubirii firești, care se împrospătează tot timpul. Iată de ce nu vei înceta să fii romantic nici când ai 60-70 de ani. I-am văzut pe foarte mulți că la o anumită vârstă se feresc să mai spună că se iubesc, că li se pare că e ceva indecent. Nu e nimic mai frumos decât când ai albit, când te-ai încrețit, când te-ai urățit, să poți să spui și să poți să primești aceleași declarații ca și atunci când ai avut 20 de ani. Știți de ce, fraților? Uitați-vă de ce. Astea știu că au 60 de ani. Astea știu că au 60 de ani. Până și inima știe că are 60 de ani. Rațiunea știe că are 60 de ani. Dar sufletul este veșnic, este nemuritor și nu-și măsoară viața în ani. Și în noi dragostea lui Dumnezeu, care a fost turnată prin Duhul Sfânt, nu știe de vârstă. Declarațiile iubirii lui Dumnezeu sunt aceleași. Pentru că dacă cel îmbătrânit de zile, veșnic din eternitate în eternitate, poate să iubească cu aceeași intensitate, dragostea lui Dumnezeu nu se consumă odată cu vârsta, nu se învechește și nu se epuizează. De aceea vă doresc din toată inima ca Duhul Sfânt în această zi să toarne dragostea lui Dumnezeu în voi și în relația voastră. Și vă garantez că nu veți duce lipsă nici de sentimente, nici de emoții, nici de romantism, nici de orice pe tot parcursul vieții voastre. Dacă vreodată, și să dea Dumnezeu să nu se întâmple, unul dintre voi va simți mai puțin decât a simțit. Va începe să aibă sentimente neplăcute, negative. Verifică repede relația cu Dumnezeu, pentru că ceva s-a scurt-circuitat acolo, ca să ajungă să se scurt-circuiteze aici. Câtă vreme relația ta cu Dumnezeu este în ordine, relația ta cu soțul sau cu soția ta va fi în ordine. Amin.